Sfântul Nicolae, cunoscut și ca Sfântul Nicolae de Mira sau Sfântul Nicolae al Bisericii Ortodoxe, este un sfânt recunoscut în mai multe tradiții creștine, dar în special în Biserica Ortodoxă. Iată o prezentare cronologică a vieții și a cultului Sfântului Nicolae. Viața timpurie și educația. Sfântul Nicolae s-a născut în jurul anului 270 în orașul Patara, situat în provincia Licia, în regiunea Asia Mică, astăzi parte de sud a Turciei. Părinții săi erau creștini bogați și l-au crescut în credința creștină. După moartea părinților, Sfântul Nicolae a primit o moștenire considerabilă, pe care ulterior, a distribuit-o săracilor și celor în nevoie. Alegerea ca episcop al Mirei După distribuirea averii sale, Nicolae a intrat în monahism și și-a dedicat viața slujirii lui Dumnezeu. A devenit episcop al orașului Mira, situat în apropierea Patarei, în sud-vestul Turciei, într-o perioadă în care biserica era supusă persecuțiilor și presiunilor politice. Aflându-se în slujba sa, a fost cunoscut pentru milostenie, bunătate și pentru sprijinirea celor aflați în suferință. Implicarea în conciliul de la Nicea Sfântul Nicolae a jucat un rol important în evenimentele care au condus la primul conciliu de la Nicea, Dintre 325 după Hristos. În calitate de episcop, a fost unul dintre peste 300 de episcopi care au participat la acest conciliu convocat pentru a aborda diferite chestiuni doctrinare și a pune capăt disputelor teologice. Sfântul Nicolae a fost recunoscut pentru poziția sa fermă împotriva ereziilor vremii în special a ereziei arianismului, care nega divinitatea de plină a lui Isus Hristos. A fost unul dintre semnatarii Crezului Nicean, un document central în creștinismul ortodox, care afirmă credința în Trinitate și divinitatea de plină a Fiului. Moartea și venerarea post-mortem. Sfântul Nicolae a murit în jurul anului 343 sau 346. După moartea sa, a fost venerat și sărbătorit ca sfânt, iar multe legende despre faptele sale milostive au contribuit la creșterea cultului său. Mormântul său din Bari, Italia, a devenit un important loc de pelerinaj. Și venerare pentru credincioși. Biografia Sfântului Nicolae este plină de momente semnificative, de la generozitatea sa în viața timpurie, la implicarea activă în conciliul de la Niceea și învățăturile teologice pe care le-a susținut. Este o viață dedicată slujirii lui Dumnezeu și ajutorării semenilor, elemente care au contribuit la statutul său de sfânt recunoscut în întreaga lume creștină. Miracole și fapte remarcabile Sfântul Nicolae este asociat cu numeroase miracole și fapte remarcabile, iar acestea au contribuit la creșterea venerației sale în lumea creștină. Iată câteva dintre aceste miracole celebre. Miracolul cu pungile de aur. Una dintre cele mai cunoscute legende este aceea în care Sfântul Nicolae a aruncat pungi de aur în casele unor familii sărace, oferind astfel o zestre pentru fiicele acestora. Acest act generos a salvat familiile de la sărăcie și a făcut din Sfântul Nicolae un protector al copiilor și al familiilor nevoiașe. Salvarea de la naufragiu. O altă legendă populară relatează că Sfântul Nicolae ar fi intervenit pentru a salva niște marinari aflați în pericol în timpul unei furtuni puternice. Prin rugăciunea sa, s-a potolit furtuna, iar navele și echipajele au fost aduse în siguranță la țărm. Vindecări miraculoase. Există mai multe povești despre vindecările miraculoase atribuite Sfântului Nicolae. Un exemplu este acela al unui tânăr care a fost vindecat de o boală gravă după ce a fost adus la mormântul Sfântului și a fost rugat pentru ajutor. Salvarea de la condamnarea nedreaptă. Într-o altă legendă. Sfântul Nicolae a intervenit pentru a salva un om nevinovat care era pe cale să fie condamnat la moarte pe nedrept. A apărut în visul împăratului și a prezentat dovezi care au dovedit nevinovăția acuzatului. Multiplicarea hranei în timpul de foamete Se spune că Sfântul Nicolae a intervenit în timp de foamete, multiplicând pâinea și hrana pentru a hrăni mulțimile, salvând astfel oamenii de la foamete. Aceste miracole și fapte remarcabile ilustrează devotamentul și puterea spirituală a Sfântului Nicolae. Ele au fost transmise de-a lungul timpului și au contribuit la construirea unei imagini a Sfântului ca protector al celor aflați în primejdie, vindecător al bolilor și ocrotitor al săracilor. Sărbătoarea Sfântului Nicolae în Biserica Ortodoxă Sărbătoarea Sfântului Nicolae este prăzmuită de Biserica Ortodoxă pe 6 decembrie pe stil vechi sau pe 19 decembrie pe stil nou în calendarul gregorian. Slujbe liturgice în ziua sărbătorii, Biserica organizează slujbe speciale în onoarea Sfântului Nicolae, iar credincioșii participă la liturghie și la alte ceremonii religioase. Moș Nicolae și darurile pentru copii În multe țări, tradiția spune că Sfântul Nicolae aduce daruri copiilor în seara de 5 decembrie sau în dimineața de 6 decembrie copiii pregătesc ghetele sau cizmele și le lasă afară, așteptând ca moș Nicolae să le umple cu dulciuri, fructe și mici cadouri. Această tradiție aduce bucurie și entuziasm în special pentru cei mici. Slujbe specifice În timpul slujbelor se citește viața Sfântului și se accentuează virtuțile sale, precum Generozitatea și milostenia. Festivaluri și evenimente comunitare. În unele comunități, sărbătoarea Sfântului Nicolae poate fi marcată cu festivaluri, procesiuni sau evenimente caritabile. Acestea aduc credincioși împreună și oferă o ocazie de bucurie și comuniune modul în care oamenii sărbătoresc în diferite țări. În țările ortodoxe, precum Grecia, Rusia, România și Bulgaria, sărbătoarea Sfântului Nicolae este una dintre cele mai iubite și tradiționale. Familiile se adună în jurul mesei pentru a sărbători împreună, iar copiii se bucură de darurile lăsate de moș Nicolae în ghetele pregătite cu grija. În țările catolice, cum ar fi Franța sau Italia, Sfântul Nicolae este sărbătorit în unele regiuni, dar obiceiurile pot varia. În Franța, de exemplu, tradiția este sărbătorită în special în regiunile de est, unde se organizează parade și evenimente festive. Alte tradiții locale În unele țări, cum ar fi țările de jos sau Germania, Sfântul Nicolae poate fi sărbătorit cu parade, teatru de stradă și alte manifestări culturale. În unele comunități, oamenii se implică în acte de caritate în timpul sărbătorii, în sprijinul generozității și milosteniei Sfântului Nicolae. Aceste tradiții variate Adaugă o dimensiune culturală și comunitară la sărbătoarea Sfântului Nicolae, reflectând modul în care credincioșii din diferite regiuni sărbătoresc această zi specială. Iconografie și simboluri ale Sfântului Nicolae. Haina episcopală. Sfântul Nicolae este adesea reprezentat purtând haina episcopală, inclusiv mitra coiful episcopal și mantia, veșmântul episcopal. Crosa episcopală În mâna dreaptă, Sfântul Nicolae ține o crosă episcopală, simbol al autorității sale în calitate de episcop și pastor spiritual. Punci cu bani Unele icoane îl prezintă pe Sfântul Nicolae cu trei pungi de aur reprezentând cele trei sume de bani pe care le-a oferit familiilor sărace. Biserica în mâna stângă Alte ori, Sfântul Nicolae este reprezentat ținând o biserică în mâna stângă, simbolizând preocuparea sa pentru binele spiritual al bisericii. Imaginea Sfintei Treimi unele icoane prezintă Sfântul Nicolae alături de imaginea Sfintei Trăim, sublineindu i implicarea în conciliul de la Nicea și susținerea învățăturilor ortodoxe despre Trinitate. Cai și călătorii pe mare Sfântul Nicolae este adesea asociat cu imaginea călătoriilor pe mare și cu salvarea marinarilor în timpul furtunilor. În unele icoane poate fi reprezentat călare pe un cal. Evoluția reprezentării artistice a Sfântului Nicolae. Perioada bizantină. În arta bizantină timpurie, Sfântul Nicolae a fost reprezentat cu trăsături clare și expresii serioase, reflectând solemnitatea vremii. Perioada renascentistă. În timpul renașterii s-a observat o tendință de a reprezenta Sfântul Nicolae cu mai mult realism, adesea inspirat de idealurile clasice ale frumuseții. Iconografia rusă În iconografia rusă, Sfântul Nicolae este adesea reprezentat cu o expresie blândă, iar veșmântul său poate fi detaliat cu ornamente bogate modernizarea icoanelor În epoca modernă, icoanele pot include detalii mai complexe și tehnici artistice mai variate, dar se păstrează simbolurile tradiționale care îl identifică pe Sfântul Nicolae. Semnificația și importanța iconografiei. Iconografia Sfântului Nicolae Servește ca mijloc de învățare și meditație pentru credincioși, evidențiind virtuțiile și contribuțiile sale la credința creștină. Simbolurile prezente în icoanele sale transmit mesaje teologice și morale, precum generozitatea, milostenia și responsabilitatea spirituală. Evoluția reprezentării artistice a Sfântului Nicolae reflectă schimbările culturale și tehnologice de-a lungul timpului, dar simbolurile esențiale rămân constante, transmitând în continuare mesajele spirituale și învățăturile Sfântului. Tradiții specifice legate de Moș Nicolae în diferite culturi: Germania și țările de jos. În Germania și țările de jos, Sfântul Nicolae este sărbătorit pe 6 decembrie cu parade și evenimente festive. În această zi, Sfântul Nicolae aduce darul copiilor ascunse în pantofi. Italia. În Italia, Sfântul Nicolae este cunoscut sub numele de San Nicola și este venerat în diverse regiuni. În orașul Bari, se sărbătorește cu o procesiune impresionantă în cinstea Sfântului. Rusia În Rusia, tradiția lui Moș Nicolae implică și a daruri pentru copii, iar sărbătoarea este însoțită de diverse activități festive și religioase. Alte culturi În fiecare țară sau cultură, tradițiile specifice pot varia, dar ideea principală este aceeași: un personaj generos aduce bucurie și darul copiilor în timpul sărbătorii Sfântului Nicolae. Pelerinaje și locuri sacre În România există mai multe locuri asociate cu venerarea Sfântului Nicolae și pelerinaje dedicate acestuia. Iată câteva dintre acestea. Biserica Sfântul Nicolae din Sibiu. Biserica, construită în stil baroc, este un important lăcaș de cult dedicat Sfântului Nicolae. Este adesea vizitată de credincioși și turiști. Biserica Sfântul Nicolae din Brașov. O altă biserică importantă dedicată Sfântului, situată în centrul istoric al orașului Brașov, este un loc de rugăciune și venerare pentru credincioși. Mănăstirea Sfântul Nicolae din Râșca, Argeș Mănăstirea este dedicată Sfântului Nicolae și este cunoscută pentru frumusețea sa arhitecturală și spirituală. Aici, credincioșii vin să se roage și să participe la slujbele religioase. Mănăstirea Sfântul Nicolae din Fălticeni aflată în Bucovina, mănăstirea este consacrată Sfântului Nicolae și adăpostește o icoană veche a Sfântului. Este un loc de pelerinaj pentru credincioși. Mănăstirea Sfântului Nicolae din Balinț, Olt O mănăstire situată într-un peisaj pitoresc dedicată Sfântului Nicolae. Credincioșii vin aici pentru a se reculege și pentru a se ruga în fața icoanei Sfântului. Mănăstirea Sfântul Nicolae din Curtea de Argeș Această mănăstire este situată în apropierea Curții de Argeș și este dedicată Sfântului Nicolae. Este un loc în care pelerinii vin să se roage și să ceară o crotirea Sfântului. Biserica Sfântul Nicolae din Iași Situată în orașul Iași, această biserică este un important lăcaș de cult dedicat Sfântului Nicolae. A fost construit în stil moldovenesc și atrage atât localnici cât și turiști. Mănăstirea Sfântul Nicolae din Râmnicu Vâlcea Această mănăstire situată în județul Vâlcea este consacrată Sfântului Nicolae și adăpostește o icoană a Sfântului este un loc de pelerina și rugăciune. Biserica Sfântul Nicolae din București Biserica Stravropoleus este dedicată Sfântului Nicolae și este unul dintre cele mai vechi lăcașe de cul din București. Este renumită pentru arhitectura sa și pentru freșcele interioare. Mănăstirea Sfântul Nicolae din Târgul Mureș Această mănăstire situată în Târgu Mureș, este consacrată Sfântului Nicolae și este un loc de rugăciune și meditație pentru credincioși. Biserica Sfântul Nicolae din Cluj-Napoca O biserică importantă dedicată Sfântului Nicolae, situată în inima orașului Cluj-Napoca. Aici credincioșii participă la slujbe și evenimente religioase. Aceste exemple ilustrează diversitatea locurilor de venerare a Sfântului Nicolae din diferite orașe și regiuni ale României. Este important de menționat că există numeroase biserici și mănăstiri dedicate Sfântului în întreaga țară, fiecare având o istorie și o tradiție proprie. Locuri asociate cu Sfântul Nicolae Biserica Sfântul Nicolae din Mira, Demre, Turcia. Este locul unde Sfântul Nicolae a fost episcop și unde se crede că se află mormântul său. Biserica a fost construită în secolul al VI-lea și a fost renovată de-a lungul timpului. Biserica Sfântul Nicolae din Bari, Italia. A fost construită în secolul al XI-lea și a depusit moaștele Sfântului Nicolae, care au fost aduse aici din Mira. Este un important centru de pelerinaj și de venerare a Sfântului. Biserica Sfântului Nicolae din Istanbul, Turcia Cunoscută și sub numele de Biserica Sfântului Nicolae din pădurea de Laur, este un loc de venerare a Sfântului Nicolae situat în cartierul Fatih al Istanbulului a fost construită în secolul al VI-lea și a suferit mai multe renovări de-a lungul timpului. Biserica Sfântul Nicolae din Amsterdam, țările de jos O biserică construită în secolul al XV-lea, cunoscută pentru freșcele sale, care ilustrează poveștile din viața Sfântului Nicolae. Pelerinaje celebre în cinstea Sfântului Nicolae Pelerinajul la Mira, Demre, de Turcia Credincioșii ortodoxi și catolici fac pelerinaje la orașul Mira, locul de naștere al Sfântului Nicolae, pentru a vizita biserica și mormântul său. Pelerinajul la Bari, Italia Mii de oameni vin în fiecare an la biserica Sfântului Nicolae din Bari pentru a se închina moaștelor Sfântului și pentru a participa la slujbele și ceremoniile religioase dedicate acestuia. Pelerinajul la Istanbul, Turcia, locul unde se află Biserica Sfântului Nicolae din pădurea de laur, atrage pelerini interesați să viziteze și să se roage în acest sanctuar. Evenimente de pelerinaj în țările de jos. Pelerinajele la biserica Sfântul Nicolae din Amsterdam, sau la alte biserici dedicate Sfântului, sunt organizate în special în perioada sărbătorilor. Aceste pelerinaje sunt o expresie a credinței și recunoștinței față de Sfântul Nicolae, iar locurile sacre asociate cu el devin destinații importante pentru cei care doresc să se roage și să se închine. În onoarea Sfântului. Mesaje teologice și spirituale asociate cu Sfântul Nicolae. Generozitatea și milostenia. Unul dintre principiile fundamentale asociate cu Sfântul Nicolae este generozitatea față de cei în nevoie. El este cunoscut pentru actele sale caritabile și pentru darurile oferite săracilor aceasta subliniază importanța generozității și milosteniei în viața creștină. Slujirea și păstorirea Sfântul Nicolae a slujit ca episcop și păstor al bisericii, având grijă de comunitatea sa spirituală. Învățătura sa subliniază importanța slujirii și îngrijirii celorlalți în comunitate apărarea ortodoxiei. Sfântul Nicolae a fost implicat activ în apărarea ortodoxiei, jucând un rol semnificativ în conciliul de la Nicea și semnând crezul nicean. Aceasta transmite un mesaj despre importanța apărării credinței ortodoxe și adevărurilor creștine în fața ereziilor. Sfințenia vieții monahale În anumite perioade ale vieții sale, Sfântul Nicolae a trăit în monahism. Acest aspect al vieții sale subliniază valoarea vieții monahale și a rugăciunii continue ca mijloace de apropiere de Dumnezeu. Venerarea Sfintelor Moaște Tradiția venerării maștelor Sfântului Nicolae evidențiază credința în prezența și puterea sfinților în lumea noastră. Credincioșii învață despre importanța recunoașterii sfințeniei și a mijlocirii sfinților în fața lui Dumnezeu. Relevanța în viața contemporană Generozitate și voluntariat Într-o lume modernă, Mesajul generozității și milosteniei lui Sfântul Nicolae rămâne relevant. Oamenii sunt încurajați să împărtășească cu cei nevoie și să se implice în acțiuni de voluntariat. Slujire comunitară Principiul slujirii și păstoririi comunității are o relevanță puternică în viața contemporană. Oamenii sunt îndemnați să-și dedice resursele și timpul pentru binele comun și sprijinirea celor din jur. Apărarea credinței și a valorilor Într-o lume caracterizată de diversitate și pluralism, mesajul Sfântului Nicolae despre apărarea credinței ortodoxe poate servi ca îndemn la integritate și fermitate în valorile spirituale. Căutarea sfințeniei personale. Ideea de a căuta sfințenia și de a avea o viață dedicată valorilor creștine rămâne relevantă în viața contemporană. Oamenii sunt încurajați să-și îndrepte viețile spre sfințenie și creștinism autentic. Venerarea tradițiilor spirituale. Într-o lume agitată, venerarea moștelor și a tradițiilor spirituale poate oferi o ancoră de stabilitate și conectare cu rădăcinile creștine. Respectul pentru diversitate Sfântul Nicolae a fost implicat în conciliul de la Nicea, unde au fost abordate și stabilite chestiuni teologice. Aceasta poate servi ca o învățătură importantă în privința respectului pentru diversitatea de opinii teologice și dialogul interreligios. Relevanța în viața contemporană Educația și Mentoratul Sfântul Nicolae a fost cunoscut pentru educația sa și pentru îndrumarea tinerilor. Aceasta poate inspira învățământul și mentoratul în rândul comunităților creștine, subliniind importanța împărtășirii cunoștințelor și experiențelor spirituale. Responsabilitatea socială Generozitatea și preocuparea Sfântului Nicolae față de cei sărași și nevoiași pot să servească drept îndemn pentru implicarea în activități de responsabilitate socială în societatea contemporană. Reconciliere și iertare. Sfântul Nicolae este asociat și cu povestea reconcilierii a doi frați. Aceasta poate fi o lecție puternică în privința reconcilierii și iertării în viața cotidiană, promovând pacea și armonia în relațiile umane. Prețuirea spiritualității personale. Învățăturile Sfântului Nicolae pot încuraja oamenii să-și cultive relația personală cu Dumnezeu și să acorde o atenție deosebită dezvoltărilor spirituale într-o lume adesea agitată. Comunitate și solidaritate Învățăturile Sfântului Nicolae despre grijă pentru cei din comunitate și solidaritate pot fi aplicate în susținerea celor afectați de diverse provocări inclusiv prin implicarea activă în proiecte comunitare. Fidelitatea față de credință. Principiul de a apăra credința ortodoxă și a rămâne fidel valorii creștine poate servi drept îndemn într-o lume în care provocările și presiunile asupra credinței pot fi intense. Tradiția Sfântului Nicolae în România este bogată, și cuprinde obiceiuri specifice care au evoluat de-a lungul timpului. Sărbătoarea Sfântului Nicolae, celebrată pe 6 decembrie, este asociată cu momente de bucurie și generozitate. Iată câteva tradiții specifice legate de Sfântul Nicolae în cultura românească. Daruri pentru copii Sfântul Nicolae este cunoscut ca un iubitor al copiilor și al celor săraci. În tradiția românească, în noapte de 15-6 decembrie, copiii primesc daruri lăsate de moș Nicolae, înghetuțe sau cizme, lăsate la geam sau la ușă. Darurile includ fructe, nuci, bomboane și jucării. Colinde și cândece tradiționale Grupuri de copii Merg din casă în casă noaptea de Sfântul Nicolae, colindând și cântând cântece tradiționale dedicate Sfântului. Această tradiție amintește de generozitatea Sfântului Nicolae și aduce bucurie în comunități. Pregătirea mesei tradiționale Multe familii românești pregătesc o masă specială în ziua Sfântului Nicolae care include mâncăruri tradiționale și deserturi specifice acestei sărbători. Slujbe religioase și procesiuni Biserica Ortodoxă organizează slujbe speciale în ziua Sfântului Nicolae, iar credincioșii participă la aceste ceremonii religioase. Unele comunități organizează procesiuni în cinstea Sfântului binecuvântarea grânelor și a aluatului. În anumite zone este o tradiție ca în ziua Sfântului Nicolae, femeile să aducă grâu și aluat la biserică pentru a fi binecuvântate, iar apoi acestea sunt folosite pentru a face colăcei sau pâine specială cu o semnificație binecuvântată. Acte de caritate și ajutorare a celor săraci în spiritul generozității Sfântului Nicolae, mulți români folosesc această ocazie pentru a oferi ajutor și daruri celor aflați în nevoie. Aceasta poate include donarea de alimente, haine sau alte necesități. Aceste tradiții reflectă valorile de generozitate, compasiune și îngrijire comunitară asociate cu Sfântul Nicolae. În cultura românescă, sărbătoarea aduce o atmosferă caldă și plină de bucurie în comunități, marcând începutul sezonului sărbătorilor de iarnă. În concluzie, învățăturile și principiile asociate cu Sfântul Nicolae oferă o bogată sursă de inspirație și orientare pentru creștinii contemporani. Ele subliniază virtuțile generozității, milosteniei, slujirii și apărării credinței, oferind astfel cadrul pentru o viață spirituală autentică și implicată în binele celor din jur. Relevanța acestor învățături transcende timpul și rămâne un ghid prețios în formarea unui caracter creștin în lumea modernă. Principiile teologice și spirituale asociate cu Sfântul Nicolae pot oferi îndrumare și inspirație în contextul vieții contemporane, contribuind la formarea unei comunități mai compasionale și orientate spre valorile creștine.